Cum vă pregătiți pentru cheltuielile care se anunță a fi exorbitante la iarnă? Tot auzim că vor fi facturi mari. De unde tăiați ca să aveți să plătiți? Sau cum faceți? Nu știu încă. Habar n-am. Chiar nu știu. Venitul e același, bănuiesc. Da. Da. Anul trecut cum ați făcut? Parcă a fost mai bine. Da. Zic eu, nu știu. Dar acum văd că s-a scumpit toate. Toate. Eu nu am copii mulți, am o fată și un nepoțel. Dar ceilalți care au copii mulți și ne stăm într-o zonă cât de cât bună, alții stau vai de capul lor. E greu. Foarte greu. Bănuiesc că sunteți pensionat? Eu am 71 de ani, am o pensie foarte mică și eu mă duc la muncă. Acum vin de la muncă. Îngrijesc o doamnă care e mai bolnavă și mai în vârstă ca mine, cu puțin timp. Doamne! Altfel nu pot să trăim. Și tăiați dintr-o parte ca să plătiți în altă parte? Sau exact cum faceți să plătiți să faceți? Nu știu, eu stau cu copii, suntem în apartament cu 3 camere, dați-vă seama ce... așa... Și plătim. E vorba de mâncare, care e foarte scumpă, facturile foarte scumpe, am un nepot care e în clasa 11, dați-vă seama ce cerințe sunt, că nu se poate duce la liceu oricum îmbrăcat. Și asta e situația la... Asta e realitatea. Chiar. Nu e nicio soluție, eu nu stau la întreție, eu stau la casă naționalizată. Okay. Am centrală proprie și depinde cât pot să dau drumul la căldură, dar au căldură în permanență. Așa, nu faceți economie? Fac economie, dar nici să mă... Mergeți așa, pe... Să deci, bine. Da, deci pot, îmi permis să... Sunteți mulțumit? Da, foarte, de ce să mint, că nu sunt mulțumit, adică nu niciodată ne-am mulțumit, chiar cât ar avea, tot ne-ai mulțumit. Nu avem că să fim mulțumiți vreodată. Toată lumea le resimte, da, tăieri de cheltuieli, reorganizarea bugetului, practic cam și despre. Și de unde tăiați și unde aveți? Da, avem, din distracții, să zicem. Da, din distracții, din opționalele copiilor, ceva de genul.